Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bine ați venit și bine ați revenit în comunitatea noastră, comunitatea frumuseții vârste elegante. Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Suntem în prima duminică a toamnei, care își mai păstrează gustul și aroma perioadei estivale. Dacă ești pentru prima dată la canal, abonează-te, activează și clopoțelul, pentru a nurata noile clipulețe. Din motivul că vă plac sfaturile mele ayurvedice, din clipulețele cu ce am mâncat eu azi, a fost creat acest video. Vă doresc un sfârșit de săptămână cald, luminos și liniștit. Astăzi pe stomacul gol, o să mănânc piersici. Voi adăuga o linguriță de curcuma. Medicina ayurvedică ne recomandă să adăugăm la piersici pentru o digestie mai bună curcuma, lămâie, chiar și usturoi. Și să avem poftă, să mâncăm fructe la orice vârstă și să ne simțim bine în pielea noastră. Să am poftă! Gustoșenie! Acum voi bea o cafeluță. Cafea o beau foarte, foarte rar. Dacă o dată în lună beam, dar mi-a venit pofta, acum cafeluță o să servesc cu ciocolățele de la Moscova, aduse de nepotul nostru. Sonata, de la fabrica Pabeda și Visul de primăvară. Sunt gustoșenii cu nuci și să am poftă la cafea. Acum este ora 11, voi mânca un porumb care îmi place foarte, foarte mult. Este dulce, e aur conține și este un produs anti-îmbătrânire. Dar mătasa, am strâns mătasa de porumb care are efecte vindecătoare. Conține flavonoizi, saponine, săruri de potasiu, dar și vitaminele K, C, B, E, tanină, substanțe minerale. Conține beta-carotină, niacină și seleniu. Ceaiul de mătasă de porumb se folosește la vindecarea bolilor de ficat și a rinichilor. În dermatocosmetologie se indică pacienților cu psoriază în formă de băițe. Eu o tai cu foarfecele și o suc la un loc răcoros și întunecos. E mai ușor să infuziez ceaiul decât în formă de ghemușor. Deci nu aruncați mătasa de porumb, dar folosiți-o pentru sănătatea voastră. Să avem poftă la porumb, sursă de aur. Este ora 16. La chindei mâncăm zămos, gustoșel, aromat și dulce. Zămosul se mănâncă fără nimic, doar zămos se mănâncă. Am adăugat aici cocos și coriandru. Așa ne recomandă medicina ayurvedică, pentru ca zămosul să nu ne creeze disfuncții digestive. Zămosul, ca și pepenele roșu, creează apă în organism. De aceea ni se recomandă să adăugăm pentru asimilare mai bună cocos și
coriandru. Încercați și veți fi uimit de gustoșenia acestei combinații. Miam, miam! Este ora 18. Astăzi voi mânca vânătă umplută cu roșii și cașcaval. Aici este o porție mare pentru noi cu soțul. Fiecare își va tăia și își va lua câte o bucățică. Se servește cu smântână, amestec de frunze de țelină, mărar și leuștean. Și desigur sosul ca ocazian delicios, dulce acrișor, de tichemal. Am furat această rețetă de la caucazieni când am fost în Adler acum 30 de ani și în fiecare an îl prepar cu mare plăcere, că este un deliciu gustoșel. Și să avem poftă! Vă rog să scriți în comentarii care sunt bucatele preferate ale voastre din vânătă. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă mulțumesc că ați fost cu mine. Iar tot ce am mâncat azi să fie pentru sănătatea și frumusețea interioară și exterioară. La revedere, pe curând!